Mina Urbaia Mare a primit vizita formației Crișul Chișineu Criș în prima etapă din noul sezon al diviziei A la handbal feminin. Cu un lot mult mai valoros față de sezonul precedent, echipa băimăreană și-a dominat adversarul, reușind o victorie categorică. Minaur s-a distanțat pe tabelă încă din primele minute, iar la pauză avea deja un avantaj de 11 goluri, scor 21-10. Echipa gazdă, care este formată doar din jucătoare tinere, nu a mai reușit să facă față în partea secundă a meciului. Crișul Chișineu Criș a cedat mai ales din punct de vedere fizic, reușind să marcheze doar 7 goluri. De cealaltă parte, Minaur a defilat pe teren și a înscris de 23 de ori. În final, băimărencele s-au impus cu 44-17, reușind o victorie categorică, prin care urcă pe primul loc în clasamentul seriei B. Orice debut este greu, cu emoții, mă bucur că le-am depășit și că am reușit să facem un meci bun. Sper că am încântat spectatorii și îi așteptăm în număr cât mai mare să ne susțină. Și cum acum, din câte știu, suntem pe primul loc, sper așa să terminăm și campionatul. Antrenoarele echipei băimărene au rulat tot lotul de jucătoare în acest meci, iar fiecare handbalistă a reușit să marcheze în poarta adversă. Jumătate din golurile echipei au fost înscrise pe contraatac. A fost un debut bun, cu goluri multe. Mă bucur că fetele au avut plăcerea de a juca și asta este cel mai important. S-au descătușat și sperăm să o ținem tot așa până la final. Ne așteaptă meciuri grele. În următoarea etapă, programată sâmbătă 23 septembrie, Minaur va întâlni în deplasare formația CS Mioveni.